Arta a prins de-a lungul anilor diverse forme, tehnici și culori. Oamenii au început să valorifice tot ce este făcut manual. Din dorința de a face ceva diferit în ultimii ani, tehnica string art, numită și arta firului de ață sau țesutul în cuie, a început să se bucure de tot mai mulți admiratori. E ceva nestandard. Aici bine ați venit, e bătut în cuie. Aici ne-a servit cu o cafea bătută în cuie și o mămăligă din cuie și ață. Doar în atelierul doamnei Elena Beznos este totul bătut în cuie și creat cu multă migală din ață. Doamne ajută, doamna Elena, la ce munciți acum? Vă mulțumesc și la un mărțișor, evident. Vine mărțișorul, așa că facem mărțișori. Foarte interesant. Câți metri de ață puneți? Păi metrajul de ață chiar nu-l cunosc, dar e multe. Dar cuie? Și cuie, dacă le numărăm, nu știu, sunt vreo 40-50 aici, cred că sunt. Lucrări diferite, cuie diferite. Să ții cuiul doar cu degetele nu este confortabil. Pințeta, în cazul dat, ne ajută foarte mult. Iată, în felul ăsta, puc cuiul și îl bat fără probleme. Cine v-a învățat a bate cuie? Din propria inițiativă m-am învățat. Am învățat și a bate cuie și a țiese pe ele cu ață. Pentru că a fost o dorință mare de a face ceva mai neobișnuit. Și din dorința asta, iată ce a ieșit. Această dorință? Este ceva timp, mai mult de 10 ani mă ocup de această deletnicire, această artă. M-a frapat prin faptul că este neobișnuită și de atunci tot bat cuie. Bat cuie și îmi plătesc cu ață. Ce se schimbă? Se mai schimbă ideile, apar idei noi, evident, și sunt permanent în căutare de idei noi, să văd cam ce aș mai putea crea ceva nou. Dar îmi place atâta timp creez. Aici e un cerc. Ce aici poate este ieși un dintr-un cerc? Dintr-un cerc ar putea ieși multe lucruri. Dacă viața acelui cerc, da. Da, și aici este cerc. Și din cerc, iată, vedeți ce a ieșit. Aici o să vedem ce o să iasă, dar doar la urmă. Pentru că arta respectivă constă în faptul că îți vezi lucrarea finisată. Doar la sfârșit vezi desenul, propriu zis. În timpul creației, spre exemplu, dacă schimb un pic direcția împletitului, se schimbă deja și desenul. Dacă acela ce este? Acela fiecare are în viziunea lui. Dacă cineva privește, poate să vadă o floare, cineva vede și un foc, cineva vede... Este o... E trifoi cu patru poate fi, foi. Da, iată, vedeți, dumneavoastră ați văzut un trifoi cu patru foi. Este foarte interesant, pentru că fiecare vine cu imaginația proprie și vede ceva al său în fiecare lucrare. Elena Beznos a văzut lumina zilei la 27 aprilie 1977 la Camilca, în partea stângă a Nistrului, în familia Eugenie și Nicolae Beznos. De mică s-a deosebit prin creativitate. Tatăl lucra agronom. Elena visa să inventeze ceva în agricultură. De aceea a absolvit Universitatea Agrară, având diplomă de genetician. Dacă privim mai atent în atelierul de creație, observăm pasiunea dumneiei pentru natură, genetică și ecologie. Orice lucrare pornește mai întâi de la un proiect, ca și în orice lucru. Eu, pentru a crea un mărțișor, mai întâi l-am desenat. Mă strădui să pun fiecare punctișor la distanță respectivă și să fie cam la aceeași distanță. Totul este pus la ochi, nimic nu este măsurat cu rigla. Desenul respectiv se trece pe un suport de lemn și în punctele respective se bat cuiele. Și deja desenul este transferat pe baza noastră de lucru și după ce punctele sunt transferate pe
placajul de lemn, în punctele respective se bat cuile. După ce sunt bătute cuile, ele se îndreaptă, pentru că cum nu te-ai străduit de bine să bați la început, ele nu o să fie bătute chiar ideal. El trebuie să fie mișcat în diferite direcții de senul și cuile se îndreaptă. După asta se împletește coața. După ce se împletește, se finisează cuile cu... Eu le vopsesc. Procesul de muncă e atât de complicat încât îmi pare că nu am văzut meserie mai complicată, fiindcă foarte migălos. Dumneavoastră, ce ați dorit să deveniți în copilărie? În copilărie am vrut să lucrez cu plantele. Mi-au plăcut plantele tot timpul. Eram foarte interesată de plante. Să cresc plante, nu știu. Să le încălciți, așa, să le mă vedeam undeva, nu știu, într-o livadă, într-o grădină. Dar a ieșit ce a ieșit și sunt unde sunt, creez, sunt în domeniul artei, așa că îmi place ceea ce fac. Aproape în fiecare atelier, noi oamenii de creație încercăm să meșterim ceva. Astfel, am țesut, am brodat, am croșetat, dar aici lucrul pare a fi mult mai complicat. Cum a început Elena să țese ața pe cuie? A fost o cale de studii interesantă, să zic, pentru că în copilărie eu tot timpul eram interesată să-mi surprind părinții cu lucrări făcute de mine. Chiar îmi plăcea. Eu am încercat și brodatul și croșetatul în copilărie și am împletit, am desenat, adică multe, multe domenii le-am încercat, dar eram în căutarea ceva neobișnuit, pentru că ceea ce este, deja este, dar mie îmi place să creez ceea ce poate n-a mai făcut nimeni. Și am ajuns să descoper într-o revistă niște poze, niște lucrări în cuie și ață, dar erau doar niște poze acolo, nu era tehnica descrisă, nu era absolut nicio informație. Am luat o bucată de carton, țin minte acasă, și niște aci de siguranță și am înfipt acele în carton, am luat o bucată de ață și am încercat, zic, ceva să meșteresc. Din momentul acela mi-am zis, gata, eu asta, până nu învăț a face o lucrare din cuie și ață, eu n-am să mă las. Și încet cu încetul, prin metoda încercărilor și greșelilor, am ajuns să creez diferite lucrări. Elena educă doi copii, Vlad și Cristina. Ambii au capacități creative și deseori o ajută. Că este mai mare, la timpul lui a încercat să facă, i-a reușit, fetița îi place mai mult și când mai are și ea timp, pentru că este încadrat și ea în diferite activități, mai vine la mine și mai creează și ea. Vă jucați ca un copil aici, văd și soare, floricele, văd copaci, văd că nu sunt numai cuie și ață. Când da. Reușeți? Când reușesc, știți, eu încerc să mențin copilul în mine, să zic așa, pentru că am lucrat și cu copiii. Veneau copiii la mine pentru a învăța arta dată și am încercat cu ei să creez foarte multe lucrări și nu doar în domeniul dat, pentru ca să nu-i plictisesc și să mergem și să acoperim și mai multe domenii, să zic așa. Noi am făcut și aplicații și diferite lucrări tot în ață, pentru că arta respectivă permite să facem lucrări nu doar pe cuie, dar și pe carton. Misterul acestei arte se descifrează sau mai mult se împlătește timp de mai multe secole și mai multe popoare, pentru Moldova fiind ceva nou. Meșteșugul odată a apărut în Marea Britanie în secolul XVI. Oamenii vreau să-și îmbunătățească
atmosfera în locuințele lor și să creeze ceva mai neobișnuit. Astfel, cineva, din întâmplare, a bătut niște cuie și a întins niște ață pe el. Iată cam de aici și-a pornit toată istoria. Dar e destul de interesant. Și vecinul lui și-a bătut mai multe cuie, și-a pus da. Mai multe ați colorate. Ca și orice, da. Încă mai. Da. Și iată așa, un lucru foarte interesant este că arta dată a fost folosită în școli chiar pentru a învăța matematică mai ușor, mai distractiv și mai interesant să fie pentru copii. Potrivit presii britanice Mary Everest Bewley, este femeia matematician care a demonstrat copiilor din școală construcția figurilor geometrice cu ajutorul asei și cuielor. Artă mai deosebită, aș zice eu, pentru că în Uniunea Meșterilor Populare este bazată pe tradiții populare, cel mai mult. Dar eu, cu ajutorul artei date, am făcut și lucrări tradiționale, ce țin de tradițiile noastre. Am reprezentat ornamentele noastre tradiționale în cuie, mămăliga noastră, strugurile de poamă. Și este o artă mai deosebită și mai interesantă, o artă prin care poți reprezenta și stilistica poporului nostru, dar într-un suflu nou, aș zice eu, așa că... Și cum v-au scris în carnet? La început am fost scris țesutul în cuie. Interesant. Este interesant și este inovativ. De ce nu? Pentru că, oricum, lumea nu stă pe loc și mergem înainte. String artul este o tehnică pur arhitecturală. Cum se descurcă un genetician, rămâne doar de admirat și de apreciat. De fapt, Consiliul Uniunii Meșterilor Populari din Moldova a apreciat lucrările în stil tradițional executate cu ață și cuie. O fac doar din plăcere. Dacă nu mi-ar fi plăcut, cred că nu eram să mă ocup de artă dată. Și tot timpul în gând îmi apar, în primul rând eu sunt concentrată la lucrarea respectivă, dar gândul permanent îmi zboară ce aș mai putea face, ce aș mai putea adăuga la lucrarea respectivă sau creând o lucrare mă gândesc viitoarea poate să fac tot după schema dată, dar îi mai schimb culorile. Adică procesul de lucru este un proces destul de îndelungat, să zic așa, eu, pentru că orice lucrare începe de la o idee și cum se știe, ideea este cea mai importantă și câteodată este cel mai greu să găsești ideea, dar odată găsită, rămâne doar să o aduce la viață. La început, când eram eu în primele mele ieșiri la diferite expoziții, oamenii adică erau un pic frapați de ceea ce vedeau, uimiți chiar, și câteodată mai apar și întrebări mai năstrușnice. Ați înșurat toate tablourile cineva? Și a venit cineva și mă întreabă, da, persoana respectivă care a făcut atâtea lucrări în genul ăsta, încă nu s-a împușcat. Adică a avut în vedere că este migălos, este mult, este multă muncă. Am zis că nu, mai creează, mai merge iată mai departe. Da. Este interesant pentru că... Și a cumpărat ceva, domnul? Nu a cumpărat domnul ceva, pentru că a rămas doar așa uimit. Cred că vroia mai târziu să revin. Nici o lucrare nu este identică cu alta. Ori în acest atelier, creația este la ea acasă. Totul este confecționat cu gust și cu titlul de unicat. Perdele decupate din pânză de sac, obiecte țesute, pictate, create cu multă îngală și dibăcie de Elena Beznos. Care lucrări sunt mai solicitate? Sunt mai solicitate lucrările abstract, lucrările ce țin de domeniul muzicii, cheia sol, am mai făcut și o chitară și toți, pentru că lumea le face cadouri muzicanților,
Noi avem mulți muzicanți și astea sunt întrebate. Ceștele de cafea și ale noastre tradiționale, chiar strugurii sunt destul de căutați, pentru că oamenii mergând acum se merge mult peste hotare, chiar se caută ceva mai neobișnuit pentru un cadou a face acolo. Dar străinii când vin, și străinii, da, și cumpăr. Dar străinii chiar diferit cumpără. Am avut niște italieni, au cumpărat, bine ați venit, au cumpărat, bine ați venit. Și erau din Florența, din câte țin minte, da. Că eu îi întreb de unde vin, chiar îmi este interesant. Dar cine vrea mămăligă din cuie? Poate să... Ce flămânzi? Da. Da, și mămăliga tot, mă rog, este a noastră, așa că este întrebată și mămăliga și strugurii de pamă tot. Care a fost cea mai complexă lucrare? Că am avut o comandă de o lucrare, am făcut o emblemă pentru o companie și chiar am numărat cuile acolo și am lucrat cu cuie mai deosebite din astea așa subțiri. O lucrare destul de complicată, au fost 1111 cuie în lucrarea respectivă. Ce simbolic, numai de un. Da, da, și eu am zis că nu mai repet lucrarea dată, chiar să fiu rugată, pentru că am avut acolo foarte mult de lucru. Trebuie să luați atâția euro cât e cuie. Cât... Este o idee foarte bună. Cum apar ideile? Ce vă inspiră? Da, inspirația apare practic câteodată instantaneu, adică pe neașteptat inspirația. Inspirația așa este ea, e cam când vine, atunci vine. Dar câteodată o cauți și nici de cum nu o poți găsi. Într-o toamnă am văzut o îmbinare de frunze, galben, roșii, și așa am făcut și o lucrare în îmbinarea aceea de culori. A fost foarte, foarte interesant. Mărțișoare aș vrea să fac, o să pun ochelarii și vin lângă dumneavoastră, da. Fiindcă totuși m-a intrigat. Dacă de la început spuneam că e foarte migălos, foarte greu și nu vreau, acum chiar m-a intrigat. Să încercăm nu să este facem împreună deloc. Un mărțișor. Puneți-o fixați și cam o țineți drept. Bravo! Dumneavoastră le luați deodată cu penseta din aici, care da? Și cum, da. E interesant. Am descoperit că îmi place și mie să mă joc în cuia. În copilărie băteam... Tăticul meu a fost ferar și luam toate cheroanele, toate țintele și le băteam în pământ. Și am găsit lădița cu ținte și le-am bătut, am făcut o cărărușă. Când vine tăticul și că acum scoteți, dumneavoastră nu mă puneți să le scot înapoi. De data asta nu. Sau meșteșug. E și una și alta, fiindcă doamna Elena Beznos bate cuie, proiectează, țese, apoi le și aranjează rame după design, la fel elaborat de autor. Unicitatea lucrărilor va deschide încă multe uși și va ocupa standuri de valoare la expotârguri. Lucrările Elenei în tehnică string art ocupă deja în casele unor turiști ce ne-au vizitat țara, dar devin tot mai apreciate și la noi acasă, în Moldova.